e? Aceasta este întrebarea care și-o pune Liliana Prado în cea mai fresh piesă lansată. Interpreta a filmat și un videoclip care cu siguranță va veni să completeze mesajul sufletului zbuciumat descris în versuri. Cum au fost filmările și când urmează marea lansare, cunoaștem în continuare. În această vară ați reușit să dozați în cantități bune atât vacanța cât și munca. Iar lucru confirmat este faptul că această săptămână ați filmat și un videoclip nou. Cum mai e? Acesta este titlul noii piese. Să-mi spuneți cu cine ați colaborat. Deci, piesa este făcută în România, dar rezultatul final nu mi-a plăcut. Deci, piesa originală nu mi-a plăcut și l-am rugat pe Andrei Tostogan să-mi facă un remix. Deci, ceea ce o să fie acum, ce o să iasă, deci finalul va fi un remix. Deci, a piesei adevărate sau originale. Dar cred că s-a primit ceva frumos, o să așteptăm reacția publicului ca să vedem, să ne asigurăm. Cât de mult este aceasta caracteristică stilului de până acum al Lilianei Prado sau dacă este ceva diferit? Este ceva cu totul deosebit, este ceva ce nu am mai făcut până acum, dar care îmi face plăcere să merg cu un pas înainte, deși cred că voi mai rămâne la stilul pe care l-am cântat până acum, dar piesa asta chiar este ceva foarte deosebit. Eu cred că va prinde la urechea publicului. Eu am mari speranțe că se va regăsi foarte multă lume în ea. Foarte bine. Și din poziția asta începe interpretarea? Să ne oprim un pic la filmările videoclipului. Unde au avut loc acestea? Ce locații ați ales? Ne-a fost foarte greu să găsim locul, de ce și au întârziat filmările, că nu găseam un loc potrivit pentru care în viziunea regizorului era ceva anume pentru această piesă. Am vrut să fie ceva ce corespunde piesei. După filmări, sunt sigură că da, a fost făcut o bună alegere. Deci este și pentru prima dată când lucrez cu domnul Eduard Carp și pentru mine este o experiență nouă și aș vrea chiar să văd, am mari speranțe că va ieși ceva cu totul deosebit. Nu doar ca piesă, dar și ca videoclip de ceea ce am avut până acum. Deci așteptăm rezultatul. Aș vrea să ne oprim un pic la precedenta escapadă pe care ați avut-o alături de familie. Cu ce emoții v-ați întors de acolo? Pentru că mereu destinațiile noi ne umplu de energie și de forțe. Desigur, din orice destinație eu vin cu ceva, cu invenții noi și de fiecare dată aduc ceva nou. Chiar mă inspiră locurile noi și de data asta tot m-am inspirat în Italia de lucruri noi. Chiar data trecută când am fost la Ibiza, m-am inspirat și am folosit chiar în videoclipul de acolo unele imagini pe care le-am văzut acolo într-o revistă. De data asta iarăși am ceva nou, dar asta vom vedea pe parcurs. Locurile noi ne-a plăcut foarte mult că am vizitat orașul Napoli și este un oraș foarte activ, cu un trafic extraordinar, deci mergeam pe străduțile lui înguste, că coboram de la hotelul care se afla pe colină sus, într-o fostă mănăstire, deci a fost și senzațiile în hotel extraordinare și mai era plasat în fața vulcanului Vezuviu, deci de la hotel aveam vedere spre Vezuviu. Plus la asta coboream prin străzile din Napoli spre centrul orașului și acolo era chiar viața reală. Te aflai în altă epocă. Sezonul estival este pe sfârșit, în această lună august. Ce v-ați mai propus? Lansăm clipul ăsta acum și mai am o piesă cu Vintening a lui domnul Marian Stircea, la care vom lansa iarăși, vom filma clipul și îl vom lansa luna viitoare. Mai filmăm la jumătate de august un clip în 5. Deci formula ideală a doamnei Eugenia Andrieș Carabot
Și mai avem de filmat cu copiii, deci Olivia Carmen va filma un clip solo și Antonio au piese noi. Iarăși din nou, deci eu cred că reușim toate astea, fiindcă când se începe școala e mai greu de organizat, mai ales cu copiii filmările. Mai avem o escapadă la Paris doar cu cei mai mici copiii noștri, pentru că Olivia, deci asta mai mult vrem să îndeplinim dorința ei pe care o are de mai mult timp, să viziteze castelul Versailles. Ea vrea foarte mult să vadă cum locuiau, cum trăiau, cum dormeau prințesele în ce fel de paturi, deci este foarte, să zic așa, curioasă să vadă. Dar cum mai e?